Salutare băieții și bine ați revenit la mine pe canal. Astăzi băieți vom vorbi despre cele mai tari transferuri ale verii. Deja avem primele transferuri confirmate și primele super zvonuri. A început perioada de mercato băieți și deja în prima săptămână avem super transferuri confirmate și super zvonuri. Așadar fraților, se împlinesc oficial 4 ani de la primul episod cu transferuri. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toată susținerea și iată că bătrâna serie merge mai departe și oficial astăzi avem primul episod cu transferuri din această vară. Chiar dacă oficial perioada de mercato urmează să înceapă în următoarele 2 săptămâni, deja s-a dat mâna pentru mai multe transferuri care sunt 100% confirmate și vreau să vă spun că în iarnă ați reușit peste 60.000 de like-uri la toată seria cu transferuri, iar clipul cu cele mai multe like-uri a făcut 8.300. Așadar, pentru videoul de astăzi vreau să văd voi câte like-uri reușiți, fără să vă zic eu un număr de like-uri, iar numărul de like-uri reușit de voi acolo va fi efectiv pragul pentru următorul video cu transferuri. Felicitări totodată pentru cei 220.000 de abonați și nu o să spun să mergem spre cei 230.000, ci vreau să văd dacă reușim 300.000 de abonați până la 1 ianuarie 2024. Este noul prag, știu că este foarte greu, dar haideți acolo și cu butonul de subscribe sau abonare să reușim acest record până la final de an. Iar pentru clipul de astăzi v-am pregătit peste 10 transferuri confirmate și 5 zvonuri cu șanse extrem de mari de reușită și multe surprize, bineînțeles. Așadar, haideți să vedem cu ce mutări începem în această vară. Și că tot avem episod cu transferuri, mă duc și eu repede până la cei de la Dinamo București și voiam să vă anunț că pe Dinamo Win vă puteți face atât cumpărăturile zilnice, cât și să cumpărați lucruri din colecția celor de la Dinamo, acumulați puncte și puteți câștiga super premii. Mai mult de atât, dacă sunteți fan Dinamo, puteți folosi și rețeaua socială atunci când mergeți la meciuri sau faceți activități care includ clubul Dinamo. Puteți găsi la ei pe site, așa cum v-am zis, colecția celor de la Dinamo, laptopuri, periferice, cât și produse pe care le folosiți zilnic, alimente precum paste, conserve, absolut tot ce vă doriți. Așadar, găsiți chiar acum linkul în descriere, mergeți acolo, creați-vă cont și spor la cumpărături. Și începem direct cu un transfer bombă, un jucător care 100% o să aibă un card once to watch în noul joc EA Sports FC 2024. Este vorba despre João Pedro, care a fost cumpărat de cei de la Watford pe 1 ianuarie 2020 pentru doar 11 milioane de euro. Evoluțiile lui au fost extrem de bune, însă Watford nu a reușit în acest an să promoveze în Premier League, însă face un profit pe măsură, transferându-l pe João Pedro la Brighton, o echipă care s-a descurcat excelent în acest sezon din Anglia. Pentru cei care l-ați urmărit deja până acum, João Pedro seamănă extrem de mult cu Vinicius la stilul de joc, însă nu joacă pe poziția de mijlocaș, ci este atacant și chiar mi-a picat și mie pe ultimul live cardul lui Team of the Season, care, credeți-mă, este peste Mbappe Gold. De-abia aștept să văd cum se descurcă în Premier League în noul sezon și o să-l vedem mult timp jucând acolo, deoarece contractul este pe 5 ani. Trecem mai departe, însă rămânem tot la ocupanta locului 7, Brighton, care mai face încă o mutare și îl transferă pe Milner, legenda fotbalului englez. Toată cariera lui Milner a jucat doar în Premier League, la cluburi precum Leeds United, Newcastle, Aston Villa, dar cele mai importante echipe pentru care a evoluat sunt clar Manchester City și Liverpool, pentru care a jucat nici mai mult, nici mai puțin decât 227 de meciuri, o legendă a lui Liverpool. Și mare atenție, iată că la vârsta de 37 de ani, el nu se retrage, așa cum poate mulți se așteptau, ci semnează cu o altă echipă, tot din Premier League, contractul fiind pe un an de zile și eu zic că 100% o să-i ajute pe cei de la Brighton, deoarece Milner are experiență suficientă în Premier League. Nu mai este deja o noutate, în fiecare perioadă de mercato, MVP-ul care transferă cei mai mulți jucători și cheltuiește cele mai mari sume este Chelsea Londra și la fel și în această vară nu vor să fie mai prejos și în acest moment vorbim despre un transfer care s-a confirmat în iarna anului trecut, însă oficial contractul urmează să se semneze în această săptămână și cei de la Sky Sports au anunțat deja că Chelsea Londra au pregătit prezentarea oficială a lui Christopher Nkunku, unul dintre cei mai în formă mijlocași din lume, atât pe plan defensiv cât și pe plan ofensiv. Știm foarte bine, Nkunku poate juca și ca atacant central, și ca nou fals, și mijlocaș,
tot ce vrei. Și trebuie să recunoaștem că Chelsea Londra are nevoie de un mijlocaș odată cu plecarea lui Jorginho la Arsenal Londra. Jocul lui Enzo Fernandez nu a fost conform așteptărilor, însă odată cu această mutare a francezului, poate jocul celor de la Chelsea se va lega mai bine și de ce nu, în următorul sezon, vor reuși să obțină un top 5 în Premier League. În anul 2016, Leicester făcea istorie reușind să câștige Premier League venind din Championship și iată că anul acesta lucrurile stau tocmai invers. Din păcate, ei sunt foarte aproape să retrogradeze, de aceea mulți jucători de la această echipă vor să se transfere cât mai repede, fie în Premier League la altă echipă, sau de ce nu, într-un alt campionat puternic. Așa că vorbim acum despre unul dintre cei mai buni fundași central din Turcia, Soyuncu, care se transferă de la Leicester direct la Atletico Madrid, îi calcă pe urme unuia dintre idolii săi, așa cum el a zis, lui Arda Turan, care și el a jucat pentru Atletico Madrid și pentru Barcelona și ca de obicei Diego Simeone caută fundași puternici și totodată răi, așa cum este și fundașul central turc, extrem de bătăios și puternic. Lui tocmai expirase contractul la Leicester, așadar nu există o sumă de transfer, iar contractul este pe 4 ani. Și exact ce vă spuneam, Chelsea Londra nu se oprește aici. După cele 60 de milioane de euro cheltuite pentru Christopher Nkunku, ei mai plătesc încă 20 de milioane de euro pentru un tânăr mijlocaș direct din Ecuador, din campionatul intern, viitorul Antonio Valencia, dar nu pe poziția de right back, ci pe poziția de mijlocaș central, acolo unde vă spuneam că Chelsea are mare nevoie de întăriri, însă avem aceeași situație ca în cazul francezului din Bundesliga. Chelsea bate palma cu acest mijlocaș, însă contractul se va semna în vara anului 2024, iar contractul, mare atenție, va fi pe 6 ani. Au văzut în acest tânăr jucător un mare potențial și vor să-l crească în academia celor de la Chelsea. Chiar și așa, să ne așteptăm din partea acestui ecuadorian la un upgrade în noul joc, de la un card bronze la un card silver. Și mare atenție, Kendry Páez are oficial cota de piață mai mică decât a lui Octavian Popescu, de doar 3 milioane, însă prinde un mega transfer. Unul dintre cei mai buni mijlocași din Austria, Nicola Seywald, iată că se transferă și el la vârsta de 22 de ani. Dacă vă uitați atât la poza lui, cât și în realitate, pare de maxim 16 ani, însă este un jucător extrem de matur pentru vârsta lui, care deja are 4 trofee majore câștigate în Austria cu cei de la Red Bull Salzburg, 2 trofee de campion și 2 cupe ale Austriei. El trece la următorul nivel și se transferă direct în Bundesliga la Red Bull Leipzig, cel mai probabil în locul lui Christopher Nkunku. Și chiar dacă vorbim despre 20 de milioane de euro ca sumă de transfer, bănuiesc că majoritatea știți deja că Red Bull Salzburg și Red Bull Leipzig au același patron. Practic, patronul clubului a luat banii dintr-un sertar și a băgat în altul. Chiar și așa, el semnează un contract pe 5 ani, dar vă zic sincer, nu cred că va juca 5 ani acolo. La ce evoluții bune are, cel mai probabil o altă echipă puternică din Europa îl va vedea și îl va transfera în viitor pe o sumă importantă. Forma extrem de bună a lui Ben Sebaini, iată că dă roade și oficial Borussia Dortmund face primul transfer din această vară și îl cumpără pe fundașul cu un card Team of the Season, care a reușit să marcheze în Bundesliga nici mai mult, nici mai puțin decât 18 goluri și 8 pase decisive. Este un fundaș extrem de ofensiv și chiar dacă prima dată s-a vorbit în urma acestui transfer despre plecarea lui Guerreiro, fundașul portughez, iată că Borussia a declarat că vrea să-i folosească pe amândoi și să aibă, de ce nu, dubluri pe posturi. În acest moment, Ben Sebaini este al treilea cel mai scump jucător algerian după Benacer de la AC Milan și Mahrez de la Manchester City și este genul de jucător care a bubuit la o vârstă mai înaintată, având 28 de ani, semnează un contract pe 4 ani cu Borussia Dortmund și echipa de pe locul 2 din Bundesliga, care se află la un singur punct diferență față de Bayern München, avea nevoie de un fundaș, deoarece chiar în meciul contra celor de la Bayern München, ei au încasat 4 goluri. Și oficial Real Madrid îl transferă pe Kylian Mbappé. Aceasta este vestea pe care așteaptă toată lumea, dar până atunci Realul face oficial primul transfer din această vară și transferă un jucător care, culmea, a fost crescut de acest club. Vorbim despre Fran Garcia, care a evoluat pentru toate echipele de tineret ale Realului, apoi a fost transferat sub formă de împrumut la Rayo Vallecano, ca mai apoi să fie transferat definitiv pentru doar 2 milioane de euro, iar acum, având în vedere că deja exista o înțelegere între Real Madrid și Rayo Vallecano, el este transferat doar pentru 5 milioane de euro, având o cotă de piață mult mai mare de 10 milioane, iar Realul
știind cu toții că avea o problemă extrem de gravă pe acest post, având în vedere că Ferland Mendy s-a accidentat destul de grav în meciul contra celor de la Atletico Madrid, iar mai nou trebuiau să joace cu Camavinga pe această poziție, el fiind un mijlocaș central, dar trebuie să recunoaștem, Camavinga este unul dintre cei mai în formă jucători de la Real și s-a descurcat extrem de bine și pe această poziție, însă acum bănuiesc că nu vor mai fi probleme, odată cu venirea acestui spaniol cu 90 pace în FIFA, chiar a avut și un card Future Star în acest sezon, iar noul card din EA Sports FC 2024 arată extrem de bine și va fi utilizat la început de sezon. Și iată că a venit momentul să vorbim despre primul transfer confirmat din Superliga României, direct în Serie A, este vorba despre portarul celor de la FC Voluntari, Mihai Popa, care la un moment dat era portarul cu cele mai multe parade din România și cei de la Torino au pus ochii direct pe el și l-au transferat oficial pentru următorii 2 ani, suma de transfer fiind de 200.000 de euro, iar acolo Popică va trebui să se lupte pentru poziția de titular cu Milinkovic-Savic, un portar de 2 metri și 2 centimetri înălțime, însă din punctul meu de vedere, Mihai Popa are câteva lucruri în plus, este și el un portar înalt de 1,90 m, un joc de picior foarte bun, reflexe foarte bune și totodată viteză, eu sper să prindă cât mai multe meciuri ca titular pentru Torino și să fie un transfer benefic atât pentru club cât și pentru el. FC Barcelona nu se lasă nici cea mai prejos și face oficial primul transfer, este vorba despre Inigo Martinez, un fundaș central și el cu experiență, care a jucat pentru doar 2 echipe din La Liga, Real Sociedad și Atletico Bilbao, a avut 20 de apariții și pentru Naționala Spaniei, reușind să marcheze și acolo un singur gol și iată că la vârsta de 31 de ani face cel mai important pas din cariera lui și semnează oficial cu Barcelona pentru următorii 2 ani, fiind un transfer gratis, deoarece contractul lui cu Atletico Bilbao tocmai se terminase și pentru cei care nu știți, el a fost unul dintre cei mai scumpi jucători transferați vreodată de Atletico Bilbao. În anul 2018, Bilbao plătea pentru el de la Real Sociedad 32 de milioane de euro. După 7 luni pe tușă, Romario Moise este dat afară de cei de la Rapid București. Fiind liber de contract, își găsește imediat o altă echipă din Bulgaria, Stara Zagora, care se luptă să nu retrogradeze. Mijlocașul ofensiv român deja a debutat pentru această echipă, însă forma lui nu se compară deloc din vremea când juca la Astra Giurgiu. Era un mijlocaș de bază pentru această echipă și din 80 de meciuri reușea să marcheze peste 8 goluri, dând peste 10 pase decisive și totuși vorbim despre un mijlocaș tânăr în vârstă de doar 26 de ani. Chiar dacă suntem la primul episod cu transferuri, deja avem mutări bombă. Continuăm cu mijlocașul francez Aouar, care se transferă direct în Serie A la AS Roma și va fi antrenat momentan de Mourinho, dacă nu pleacă și el în această vară. Houssem Aouar este un mijlocaș francez care s-a născut în Algeria și toată cariera lui a jucat doar la o singură echipă, la Olympique Lyon, așa că este o provocare interesantă pentru acesta să evolueze și pentru o altă echipă dintr-un alt campionat, o nouă limbă pentru el și un nou stil de viață cu foarte multă pizza acolo. Lăsând gluma la o parte, este un mijlocaș cu cifre extrem de bune, atât pe partea ofensivă cât și pe partea defensivă, chiar și în FIFA știm cu toții că a avut o grămadă de carduri speciale și sper să fie un transfer bun pentru el, cariera lui să o ia în sus de la AS Roma, deoarece este un mijlocaș tânăr de 24 de ani, cu șanse foarte mari să ajungă sus în cariera lui. Iar ultimul transfer confirmat de astăzi este unul trist totodată l-aș numi, chiar dacă în FIFA nu prea l-am suportat niciodată, Busquets pleacă de la Barcelona după 18 ani și peste 30 de trofee câștigate, o legendă a clubului în adevăratul sens al cuvântului. Momentan, el este liber de contract și nu s-a transferat la altă echipă, dar presa din Spania spune că cea mai interesată echipă de el este Al-Hilal, rivala numărul 1 a celor de la Al-Nassr și totodată Al-Hilal au vrut să-l transfere și pe Lionel Messi în iarnă. Clar patronul de acolo este fan Barcelona, deoarece țintește doar jucători de la această echipă. Nu știm ce se va întâmpla cu Busquets în următoarea perioadă, însă el a anunțat că nu se va retrage și cel mai probabil în episodul următor cu transferuri vom afla cu ce echipă va semna. Și iată că a venit momentul să vorbim despre primele zvonuri din această vară și l-avem primul pe Rare și Lie, fostul jucător al celor de la Rapid București, despre care s-a tot vorbit odată cu transferul lui la Nice, că va fi noua vedetă,
din Ligue 1, însă nu a fost deloc așa. El a fost împrumutat de Nice în această iarnă și se pare că echipa franceză nu vrea să-l păstreze în noul început de sezon din Ligue 1 și cel mai probabil se va reîntoarce în Superliga României la fosta lui echipă Rapid București. Șansele în acest moment sunt de 60% și momentan s-ar vorbi doar despre un împrumut, nu despre un transfer definitiv. Asta urmează să vedem în următoarele săptămâni, însă clar trebuie să recunoaștem că nu a fost cea mai inspirată decizie atunci când a ales să se transfere de la Rapid București direct la o super echipă. La o vârstă fragedă, poate că e mai bine să o iei pas cu pas decât să te transferi direct la o echipă cu pretenții mari. Rămâne să vedem ce se va întâmpla cu Rare și Lie și unde va evolua în următorul sezon. Însă zvonul momentului lui din România nu vine de la Rapid București, ci de la Farul, acolo unde Mazilu este dorit de mai multe echipe din afară și chiar Gică Hagi a declarat că jucătorul cu cele mai mari șanse de transfer de la Farul este Mazilu, iar echipa cu cele mai multe șanse în acest moment este una din Premier League, vorbind despre Crystal Palace, acolo unde este foarte posibil să fie coleg direct cu Zaha. Gică Hagi ar cere pe el în momentul de față 5 milioane de euro, însă presa din România scrie că echipa din Anglia ar fi dispusă să ofere momentan doar 1,8 milioane. Rămâne să vedem dacă Gică Hagi se va înțelege cu această echipă și care va fi suma finală de transfer, dar bineînțeles pentru Mazilu ar fi o mega mutare să joace în Premier League. Până la transferul lui Kylian Mbappé, Real Madrid pune ochii pe un alt superstar al fotbalului mondial, un jucător extrem de tânăr și bun. Este vorba despre Bellingham. Deja au apărut mai multe filmulețe pe TikTok cu mulți fani care îl întreabă chiar pe Bellingham dacă se va transfera în această vară la Real Madrid și era de așteptat ca tânărul jucător englez să facă acest pas, fiind dorit de mai multe echipe an la rând de la Borussia Dortmund. Foștii lui colegi deja s-au transferat, precum Sancho sau Haaland. Este singurul care a mai rămas în brigadă și totodată Borussia Dortmund, mai mult ca sigur, își dorește să facă profit cu acest jucător, deoarece suma despre care se vehiculează este de 125 de milioane de euro, atât ar plăti Real Madrid pe el. Și dacă acest transfer se va efectua, eu zic că Realul, de departe, va avea cel mai puternic mijloc din lume, Camavinga, revenind pe poziția de CM, Tchouameni, Luka Modric, Toni Kroos și Bellingham, iar misiunea lui Luka Modric și Toni Kroos, având în vedere că ei se apropie ușor-ușor de retragere, este să instruiască pe Bellingham, Camavinga și Tchouameni cum să dea pasele acelea perfecte la mijlocul terenului. Sper că sunteți pregătiți, vorbim despre cel mai tare zvon din această vară. Încă din primul episod, Lionel Messi nu va mai continua la Paris Saint-Germain, este oficial, iar echipa la care Lionel Messi își dorește să se transfere, cât și lumea întreagă, zic eu, tot globul, este revenirea la Barcelona, un zvon despre care am mai vorbit chiar și în această iarnă. Însă atunci Paris Saint-Germain nu vrea să renunțe la Lionel Messi. Lucrurile s-au mai schimbat de atunci. Știm cu toții că și tatăl lui Lionel Messi voia ca el să plece din Franța. Acum și fanii sunt supărați pe el odată cu plecarea lui în Arabia Saudită, unde vă zic sincer, Lionel Messi nu a avut nicio vină, deoarece a anunțat că pleacă și a fost vorba doar despre o zi. Atunci mulți au zis că el s-a dus să negocieze cu cei de la Al Hilal, însă nu a fost deloc așa. Eu sper ca Messi să nu se ducă în Arabia Saudită după Cristiano Ronaldo și să se reîntoarcă la Barcelona. Ar fi un final de carieră perfect pentru el, chiar dacă, așa cum am mai zis, în momentul de față sunt trei ipoteze: Barcelona, Arabia Saudită și ar mai fi încă o variantă de rezervă să se reîntoarcă la prima lui echipă din Argentina și să se retragă de acolo. Acum rămâne de văzut, iar la final de clip vreau bineînțeles să lăsați și voi acolo un comentariu unde credeți voi că se va transfera Messi în această vară, cum ar fi să avem o surpriză și să se ducă la o nouă echipă. Asta urmează să vedem, bineînțeles. Așadar, fraților, cam atât cu primul episod cu transferuri din această vară. Haideți acolo cu like puternic să stabilim un nou prag de like-uri, câte vreți voi. Nu uitați și de butonul de subscribe. Până data viitoare, eu am fost Fabrizio Romano, Tudor Buțan și v-am pupat. Pa, pa!